Voi începe încă o dată cu același mesaj pe care l-am spus de 100 de ori. Dacă vă doriți o alți oameni la conducere, oameni care n-au fost niciodată, aveți o șansă pe 11 iulie. Pe 11 iulie se dă o mega bătălie și avem o șansă uriașă să scăpăm de toată liota și șaica asta care a venit aici și să ne-a venit pe capul nostru că vin din est, că vin din vest, că vin din România fel de fel de penal și se erijează policieni la noi. Dacă pe 11 nu-i dăm jos, ăștia vor cumpăra cetățenii în continuare pe banii enormi pe care au furat din statele pe care le reprezintă și vin să ne înveți pe noi minte. Asta înseamnă că mâine Plahotniuc va fi candidat la Senatul României sau va veni să fie expert la Chișinău. Odată și pentru totdeauna trebuie pus punct acestei fără de legi. Neamul ăsta a rămas într-un culioc spart, a rămas la fundul sacului gol. Dacă nu schimbăm acum, radical, dar categoric, toată clasa asta politică care mișe una de 30 de ani și schimbă doar culorile politice și de fiecare dată în studiouri te sacrifică, te împușcă direct, te fac din nimic. Îți dau etichete și trebuie să te îndreptățești că nu ești cănilă, că tu n-ai băut solearcă, că n-ai tras pe nas. Oamenii sinceri și corecți în statul ăsta n-au nicio șansă dacă nu schimbăm categoric clasa politică pe 11. Pe 11 avem o șansă uriașă. Democrația acasă este șansa fermierilor, oamenilor simpli și celor care cred în perspectiva europeană. Să fim stăpâni la noi acasă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vizea. Da, stimați alegători, cred că în ultimii 10-12 ani ați văzut cam toate partidele pe aici, perindându-se în fața dumneavoastră. I-ați văzut și pe cei de aici, din dreapta mea. Domnul Reniță e dintr-un partid mai nou, din 2016 înființat. Dar eu pot să vă spun că partidul politic noi pe care eu îl reprezint este singurul, și o spun cu toată tăria și încrederea, este singurul cu adevărat independent din vedere politic. Fără sfori în spate la Dodon, fără sfori în spate la Plahotniuc, așa cum este partidul reprezentat de domnul din dreapta mea, fără sfori în spatele serviciilor secrete românești, așa cum din păcate, stimate domnule ambasador, este Partidul Unității Naționale. Recunosc, mi-am făcut mea culpa în fața românilor, am făcut o carte spovedania lui Rizea, care a făcut ravagii în România. Intrați, vă rog, pe contul de YouTube. Veți vedea ce a declarat Traian Băsescu. Am fost un ofițer acoperit al serviciilor secrete în politica din România. Da, am spus-o cu subiect și predicat. Aveți încredere în noi, suntem singurii care ne luptăm în mod real cu sistemul mafiot de aici, din de la Chișinău. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați folosit timpul. Domnule Reniță, îmi pare rău, nu puteți avea o replică cu domnul, în acest moment. Domnul Rizea, în mistul e nostalgia după pedinicearul numărul 13. Nu aveți voie să mai aveți replici după acest minut de final, dar, domnule Rizea, ați învățat ceva de la Cuști, limbajul dumneavoastră diplomatic chiar. Domnule Rizea, a devenit colorat deja. Odată ce ați venit în acest studio, înseamnă că respectați regulamentul pe care l-am înțeles. Vă rog foarte mult și cu oameni să ne prezentați acum probe. Domnule Rizea, fără ca să vorbiți, ne prezentați probe că Partidul Unității Naționale ar avea vreo legătură cu servicii de... Vreau să vă uitați. Nu, fără probe. S-a întrebat pe Traian Băsescu. M-am autodenunțat în fața românilor cu probe. Timpul dumneavoastră a expirat. Vă dau obrazii. Uitați-vă CV-ul meu și veți înțelege mai multe. Veți înțelege mai multe, că domnul Costiu n-a citit cărți. Și obrazii. Dacă nu aveți probe, atunci... Hai să mai faci o școală la pușcărie. Următorii 5 ani. Poate să mă dea în judecată, domnul Reniță, și voi veni cu argumente. Domnule Rizea, nu aveți voie să vorbiți. V-am rugat doar să ne prezentați aceste lucruri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la aceste dezbateri. După minutul de final, nimeni nu are voie ca să reacționeze sau să mai atace sau să vorbească în plus. Așa este regulamentul, așa sunt condițiile pentru toți candidații, vă rog să le respectăm. Noi mai avem încă o rundă de dezbateri. Nu știu dacă ne întâlnim tot cu domniile voastre sau cu alți reprezentanți, candidați ai partidelor. Vă așteptăm aici. Vă mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și în această seară. Vă dau întâlnire mâine seară pentru ultima rundă de dezbateri din această săptămână. Vreau să mulțumim colegilor de la Newsmaker, Europa Liberă, Anticorupție și, bineînțeles, să mulțumim cine a rămas nemenționat, Promolex. Pentru că în fiecare seară avem întrebări de la domniile voastre. De asemenea, mulțumim pentru sprijin și colegilor de la InfoPrim și de la Priveschio. Vă doresc o seară liniștită. Mâine seară ne vedem cu alți candidați. Rămâneți pe protect. Vă rog să rămâneți acolo până ieșim din emisie. Gata, n-am ieșit de vreme. Așa. Gata, mulțumim frumos. Scoteți microfonul, că ăsta se duc tot cu microfon. Eu știu, numai să ciordească.
Toată viața cu hoții au trăit numai. Vedeți? Ăsta, vedeți? Vedeți cât e de mizerabil. Eu vreau să-i arăt, să-l protejeze. Mă duc să-i arăt mașina de 3 milioane. Și mâine iarăși vorbește. Ăsta vrea să fac politică. Să duc în fața moldovenilor. Iată așa-i. Cu așa bandiți. Să-mi faci educație. Nu, ai noroc, te păzesc ca ăștia băieții. Ai văzut? Iată așa-i cu Republica lui Huliuc. Hai mă, unii ieșirea. Plahotniu. Toți penalii care i-aduc în studiouri. Bandiții ăștia. Și am văzut în studioul ăsta. Încă o dată demonstrează că presa este killerul democrației. Nu te poți dezvolta într-o societate unde presa împușcă în cap. Iar societatea nu că este dezinformată, este înnebunită total. Și îl aduc eu în penal să ne pun în rând cu niște bandiți? Ia uitați-vă! O venit cu pază, o venit cu o grămadă de servicii. Mașina de 3 milioane a banditului care a venit la ProTV să ne citească lecții de moralitate. Jăgodea și penalul și este el. Eu încă așa mizerie n-am văzut, nici dezbateri, nu mă interesează dezbaterile astea. Cu așa mizerabil, cetele iese cu pază, vezi? În Republica Moldova împreună cu pază au venit combatanții să-l păzească pe bandit. La pușcărie, banditule! La pușcărie, banditule! Și vrei, băi? Și te bagi? Și măi, hai, banditule, tu ești bandit la pușcărie, la pușcărie, banditule, la pușcărie, te păzești combatanții, mizerabilule, uite, cu mașină de 3 milioane, tu ești criminal, bă, că tu trebuie să stai la pușcărie, hoțule, banditule, la pușcărie, ai venit să ne citești nouă lecții în România, la pușcărie, banditule, ești un bandit. Ai venit cu mașini de 3 milioane? Ai, plahotniu. Ai tras pe nas și ai venit cu pază? Îi pui pe oamenii ăștia în situație să te păzească? Băi, nu trebuie și la nimeni, mă, că ești un mușigăit. Acele, mai în unul. Ăsta e banditul care a venit să ne citească lecții. Ce, domnule Reniță? Ăștia ne-au sacrificat. S-au bătut joc de noi. O venit să vă spună că suntem partid? Din păcate sunt realitățile triste care le avem și acest cetățean compromite într-adevăr demnitatea de român și compromite valorile și idealurile noastre naționale, lucru care deja l-am spus și în cadrul... Da, domnule Iuri, dar... E profund regretabil și cred că cum Parlament Unionist și Pro-European și e important să ajungă anume aceste partide în viitorul Parlament, vom pune capăt la toate așa mizerabil căzături morale și chiar și fizice. Vom pune capăt la asta, vă asigur. De aceea, către cetățenii noștri și cei care vă privesc, dați un vot ferm pentru partidele pro-europene și unioniste. Dați un vot ca să scăpăm odată pentru totdeauna pentru mizeriile politice care, din păcate, sunt atât de multe și corupte. Doamne ferește! Ăștia sunt criminali, băi! Ăștia sunt criminali! Ia că ăștia sunt cei care au furat... Dar du-te într-o parte, și te bagi? Nu și te bagi, ți-o plătit să-l plătești, dă-le dracului pe animală. Ia uite-l, șede, ca mafioții și ei sicilieni, ia uite-l cum șede. Mafioții sicilieni, ca mafioții sicilieni șede, da? O tras pe nas și el atacă și ne face în tot felul și mă face în tot felul ăsta, care a venit din România. Ăsta e omul lui Dodon, omul lui Plahotniuc, omul serviciilor, a venit să urle aici la noi. Ne-a făcut toată emisiunea și a bătut joc de noi. Băi, du-le dracu, măi! Când spune justiția, eu personal îl duc la pușcărie. Băi, eu spun justiția, e condamnat. Aici e condamnat pe 5 ani, el e condamnat. Eu nu-s Dumnezeu. El în România să se ducă, să nu vin aici. Și dacă eu să ieși, ai încredere că... Nu fai de râs, oameni. Care mai de râs, mă? Că nu vă băgați în cameră, eu am treabă cu banditul ăsta. Ăsta și-o bătut joc în televiziune de noi, ne-au făcut în tot felul. Ți-o dat documente. Și documente, mă? Ăsta se ducă dracului în România să stea în pușcărie. Ăsta care a stat lângă Dragnea, ăsta care l-a pupat în fund pe Plahotniuc când ne-au dat actele și acolo a venit, acolo, dar și gata, și gata. Luați-l, dușeți-l dracului. Ați spun like și gata. Ce să-i pun cruce? Ăsta a împușcat public în noi acum și eu și trebuie să-l iert.
Păi ăsta, tu nu înțelegi cum funcționează presa. Dacă nu știi, urcă la rul și du-te. El drău de el că pute de aici, bă, pute. Pute valea, băi, ați împărțit tot studioul cu așa animale. Ba da, ba da, ba da. Ba da. Ăsta e om, ăsta a venit să ne decidă soarta. El vine să facă politică, l-a trimis Dodon, a plătit că să iasă din pușcării, la pușcării hoțule. Mizerabilul dracului. Și să mai stai, mă, și să mai stai. Tu nu uite la dânsul, mă, că el stă boierul cu mașină de 3 milioane și el îmi povestește că el a spună hoții la pușcării. Ai făcut? Și am făcut, mă. Dar du-te, mă, și ai cu mine, și ai cu mine, tu personal, urcă și du-te. Da, îți încurcă mașina mea, iată, busul meu stă într-o parte. Cu așa mizerabil, el a venit în studio să-și bată joc, ăsta nu-i studio. Prifăte om. Ia uitați-vă, drașii. Și noi luptăm pentru românism. Noi aici suntem sub cizma ocupantului de 200 de ani. Vasile, dar nu-i mașina mea, dați în pașii, vreți să o cătați. Înghesuiți la stânga, oleac, pe dreapta, dar voi clar. Care pe stânga, mă, ăsta a venit și el toată politica a făcut-o împotriva mea. El a venit să mă sacrifici pe mine, să dă în mine numai. El toată emisiunea a făcut-o împotriva mea. Da, luați-l, duceți-l la dracu deodată la vamă și aruncați-l de aici. Asta faci politică, ăsta a venit să fac politică în Moldova. Marș de aici, jigodii proastă, cu tot cu ochelari, cu briliante. Îți proști moldoveni că nu te plesnesc pe bot. Omul. Iată așa-i. Cu mașini de 3 milioane, cu apartamente de milioane și ei au venit să ne citească lecții. Și la cei la Promolex le citesc lecții. Și la ProTV citiți-le la toți lecții. Odată și odată să vină timpul și a să răspundeți toți drașii ăștia. Mizerabili. Băi, eu așa umilință, de mult n-am văzut așa umilință trăită. A venit un penal din România să ne citească nouă lecții. La pușcării, bigimot, ai furat statul român, ai furat statul român și acum ai venit împreună cu bandiții de la noi, faceți alianță, partidi faceți, luavar toți drașii. Dragi prieteni, dacă nu te duci la televiziune, spune că ești fricos, n-ai și le spune. Dacă nu te duci, nu participi la emisiunile lor care trebuie să fie emisiuni despre dezbateri, despre ce am reușit să facem, despre programe, să vorbim despre fermieri, despre rafturi în care fermierii n-au acces, să vorbim despre producția noastră care strâng pe deal, despre varză, îl aduci pe un bandit de ăsta în studioul și ți-l pune în față și trebuie să te ofenseze, să te umilească în ultimul hal. Păi dacă astfel de specimeni devii anti-român, anti-unionist, anti tot ce înseamnă statul român și tot ce înseamnă statul român se asociază cu un bandit care vine și scuipă în suflet, ăsta e om. Noi asta trebuie să înțelegem. Oamenii care s-au uitat la ProTV acum seara și trebuie să înțeleagă. Și trebuie să înțeleagă oamenii. Că deși Vasile Costiuc nu și-a făcut, că l-a întrebat cine, lumea nu ține minte de banditul ăsta. Dar spune că Vasile Costiuc, iată, ai văzut și a spus. Presa este un instrument de a distruge tot ce înseamnă democrație în statul ăsta. Tot ce înseamnă democrație e împușcat de către presă. Noi avem acum, nu că noroc, dar avem noroc de telefoanele mobile, de Facebook, că lumea vede, lumea face diferența. Ăștia au venit să mă ofenseze și pe mine și să-i spună și lui domnul Reniță că e bandit. El la toți le dă etichete, el a străgat în pauză la cei de la Promolex. Ăștia care vin cu mașini de milioane și ei sunt erijează, nouă ne spune că nu aveți drept să faceți poză cu cetățeni străini și aici un cetățean din altă parte vine să fac campanie electorală. Asta e campanie electorală și Dodon special l-a scos din pușcărie și el a plătit bani și acum plătește bani să vină în televiziune împreună cu un alt agent de la Putin. Iată și trebuie să înțeleagă oamenii. Acum eu cum să mă duc la milioanele de oameni care s-au uitat la ProTV să spun că eu nu-s bandit? Că eu n-am avut treabă cu Plahotniuc și așa de la Europa Liberă care fac jocuri politice. Eu am făcut un film întreg cum eu am protestat. Eu și amut zic că sunt împotriva Alianței Cozac, pentru că Alianța Cozac și acum este în guvernare. Și Baba Zâna, care a votat-o dată trecută în 2019, și acum conduci Parlamentul la Ordracu.
Și ce am spus eu rău? Nu îi trebuie să te asocieze, îi trebuie să-ți dai în cap. Că newsmaker, newsmaker stă Platon în spatele lui. Platon a promis ca să răzbune. Și iau-te toată mizeria asta. Platon, Rizia, toate râsurile care au pupat până acum s-au îmbrățișat cu Plahotniuc. Aștia au fost bratani. El singur în pauză spunea că e adevărat că Plahotniuc trage pe nas. Am martori. Dar el o tras și el ceva pe nas, pentru că omul ăsta a venit, ia uite, eu sunt roșu, vin din satele din Ialoveni. De ce să nu vorbim despre satele noastre? De ce în campanie să mă întrebi? Dar cum merge campania, domnule Costiu? Dar unde ați fost, în care sate? Pe ei nu interesează nimic, pe ei interesează mizerabilul care a venit din România să ne citească nouă lecții. Eu încă așa ceva n-am văzut. Ca să înțelegeți, la Moldova 1, iar eu nimerit cu Rizia. La Moldova 1, unde n-am fost 2 ani de când a venit Alianța Cozac, eu acum sunt cu Rizia iară. Și să mă duc să grăiesc cu Rizia? Ce trebuie să înțeleagă țăranii noștri și fermierii noștri? Că Vasile sfădește cu un bandit? Nu, ești pe domnul Reniță, îi spună că el e agent a serviciilor speciale. Domnul Reniță, eu sunt supărat enorm, eu nu știu ce să vă spun. Eu nu știu dumneavoastră dacă mai vreți să participați la așa mizerie, că asta nu-i dezbatere. Deci ce am vorbit noi azi? Deci ce am vorbit noi azi? Mă tare înțelegi că noi ne asociem cu și mei murdar care vine din România. E o realitate tristă. Menirea și scopul lui, prezența lui, e de a compromite România și de a compromite românii basarabeni și de a compromite în general parcursul nostru european. E folosit cu certitudine de către forțele ostile Republicii Moldova și a relației noastre pro-europene și unioniste. Iată care e menirea lui. Și păcat că instituția ale statului nu-și fac datoria corect și până la final, ca să-l pună la respect. Nu poți să-ți bați joc în așa măsură, prin abordările pe care și comportamentul de către România, față de România și față de Republica Moldova, de cetățenii care i-au oferit și nu știu cum i-au oferit, dar se pare că e ilegal această cetățenie. Iată unde e marea problemă. Da, domnul Iuri, dar pe noi ne-au asociat oamenii pe matale care promovează românismul cu un mizerabil de bandit. Matale, înțelegi? Și transfer de imagini s-au făcut. Din păcate, și dacă nu vinem, ce trebuie să spună? Nu votați și nu dați absolut nicum, nu dați pentru Dodon. Și fac un apel către toți cei care vizionează. Da, că sunt foarte mulți oameni. De acasă, din diaspora. Stimați cetățeni, dragi români, basarabeni și din diaspora noastră, fantastică, nu dați niciun vot pentru Dodon, pentru octogenarul general sovietic, cum îl cheamă, Voronin, pentru această gașcă coruptă, pentru indivizi de genul care l-am avut astăzi în platou. Noi am venit sincer și cu inima să vorbim despre... despre probleme și să propune soluții, proiecte concrete ce trebuie avem de făcut, dar nu problemele lui de penal și de criminal. Din păcate a distorsionat. Păi da, asta a fost emisiunea că noi și am participat noi. Persoane de genul ăsta și în general partidul respectiv nu mai are după mine dreptul, nu moral, doar moral, dar și juridic de a mai fi în campania parlamentară. Se va face un act corect dacă va fi expus cu asemenea indivizi care într-o țară... Dar pe asta se urăște românismul, lumea care se uită urăște românismul. Atât de săracă, cu atâtea probleme, milioane de probleme și tu să vii în mod sfidător din clanul lui Plahotniuc, cu pază, cu... a lui Platon, din alte, din clanurile astea sfidătoare și ai un comportament atât de sfidător față de sărmanii noștri cetățeni. Cred că e cazul de pus la respect. Nu dați niciun vot pentru, nici nu știu cum se numește partidul ăsta. Că nu, dar du-l-mi mama dracului, el a făcut deja tot mizeria, a făcut transfer de imagine, că noi toți suntem bandiți așa. Nu dați pentru Dodo, v-am spus, nu dați pentru alt partid de partea sânc. Votați un bloc pro-european și pentru partidele, câteva partide care merită. Exact, votați-le masiv, că doar astfel, și vă spun sincer, ca persoană care am fost și în blocul acum și îmi doresc și dorim să vă reprezentăm cu demnitate. Un partid, nu contați doar pe un partid, va fi o mare eroare în cazul în care nu se obține majoritatea. Puneți-vă și întrebarea, atunci care, cum trebuie să procedeze acel partid? Noi suntem cei care trebuie să ne unificăm post-electoral deja. Din păcate, și am propus-o nu singur dat, și eu și Partidul Unității Naționale. Și domnul Țicu, am spus, facem un bloc preelectoral cu partidele centru-dreapta sub o formulă, forțele pro-europene și unioniste, adevărate unioniste. Și asta era
formula cea mai indicată. Câștigătoare, victorioasă, cum spune domnul. Așa era, o formulă care ne asigura mai mult de 60 de mandate. Dar, bine, sperăm că ajungem în Parlament și chiar vă rugăm să ne votați, să avem un Parlament pro-european și unionist cu adevărații noștri colegi și prieteni. Doar o așa. Frumos, domnule. Da, mulțumesc. Nu, că m-am enervat. Dați uitare acestui individ. Nu mai dăm nicio uitare, nimic. Ăștia trebuie puși la punct. Politică și definitiv. Că justiția trebuie să-i pună altfel. Dragi prieteni, eu îmi cer scuze pentru emoții, dar când pe tine te execută, pentru că asta a fost acusarea o execuție în public, gândită și încă o dată gândită și pusă în aplicare cu sânge rece. Oamenii ăștia cu sânge rece au executat în public un partid politic care are o șansă enormă să reprezinte o sumedenie de oameni chinuiți, amărâți, care și-au legat așteptările de noi. Și vedeți cum dăm noi. Pe un șoban, un coleg de-a meu care are facultate masterat, dar care a ales o altă cale și a mers să întrețină o turmă de oi la Lozova, îl fac omul ușor, pe altul îl fac omul nu știu cui. Pe mine mă etichetează cel care n-am avut treabă niciodată în viața asta. Vedeți cum se execută. Și se execută cu sânge rece, cu zâmbet, începând de la prezentatoare și terminând cu invitații. Spuneți-mi voi, iată voi sunteți în comentarii, suntem foarte mulți oameni, cum să procedăm în viitor? La care participăm, la care nu mai participăm? Pentru că asta și fac ei, este execuție politică. Asta nu-i dezbatere, asta nu-i campanie electorală. Eu vin din teritoriu, azi am fost la Puhoi, azi am fost la Rezeni, azi am fost la Rusești, azi am fost la Bardar. Noi azi am fost pe teritoriu, am vorbit cu oamenii schinuiți. Și închipuiți-vă că după o astfel de emisiune, la care se uită foarte multă lume și trebuie să recunoaștem că ProTV-ul este una din cele mai urmărite televiziuni. Și după o astfel de emisiune, ce trebuie să spună oamenii? Da, duceți-vă voi la dracu și cu Costiuca vostru și cu democrația acasă, uitați-vă și zic bandiții. Și bandiții nu capitalizează. Scopul lor nu e să treacă în Parlament. Ca și al lui Cafcaliuc, ca și al lui rapănul ăsta român, Rizia, că de-am un provoacă greață. Scopul lor este să nu treacă în Parlament, dar să omoare oricare speranța moldovenilor. L-ați auzit amusara să vorbească un cuvânt de Dodon. Un cuvânt măcar de rău să spună că Dodon este un bandit. Ați auzit să spună un cuvânt de rău de cealalt, cum îl cheamă, de usatăi. Un cuvânt n-o spus. El vorbește de Plahotniuc, pentru Plahotniuc nu candidează. Lui Plahotniuc poți să-i spui și vrei. El nu candidează. Și acum să străgi în gura mare Plahotniuc, cel mai rău om, nu te ajut cu nimic. Omul ăsta lucrează la comanda serviciilor speciale și nu românești, dar rusești. Și lovește în tot ce înseamnă perspectivă europeană a noastră, toată comună. Și lovește inclusiv în Maia Sandu. Voi cum credeți? De ce el spune votați Maia Sandu? Pentru că oamenii care aud spun, bă, dacă banditul ăsta spune votați Maia Sandu, e categoric, acolo nu trebuie votat, că acolo e tot de-a lor. Uitați-vă cât e de mizerabilă politica asta moldovenească a noastră. Făcută de niște mizerabili, niște mizerii care trebuie să stea în pușcării. Și combatanții pe care i-am văzut astăzi stau în rând să-l păzească și sar la mine la bătaie și s-au urcat la volan și să duc. Moldovenii noștri sunt vulnerabili la bani. Și ăștia au venit cu sacul de bani pentru că au furat din statul român sume impresionante și aici îmi dă la stânga și la dreapta. Dragi prieteni, vă rog foarte mult, nu cădeți în capcana asta. Eu am deschis camera special să vă spun că sunt foarte indignat. Eu n-am putut să mă manifest în platou pentru că vrem să păstrăm și decența, vrem să fim și oameni cu cultură generală, că și așa ne prezintă că suntem handicapați. Noi suntem oameni normali, noi suntem oameni cu curaj, cu discernământ, cu voință, dar ei ne prostesc, ei ne cantujesc, ei ne-au făcut de oameni. Noi am devenit un fel de animale de experiență. Ei își bat joc de noi, ei fac experimente politici pe noi. Au făcut experiment cu șor, l-au creat pe șor, după care mă pun pe mine în torbă. Șor pe mine m-a dat judecată pe toate măgăriile pe care eu le-am filmat cu larioașele lui mobile. Și la Călăraș, și la Ungheni. Și cum eu să fac? Ăștia de la Metal Feroz m-au dat judecată că i-am ofensat. Dar ei fac experimente. După ce au făcut experiment cu șor și au văzut că la Orhei au prins experimentul, îl fac pe alt experiment care se numește usatăi. Îl fac pe alt experiment cu sume impresionante de bani, care îl cheamă Ghiță Cafcaliu, Câinele Roșu. Fac alt experiment, l-au adus pe Rizia. Pe Rizia l-au scos din pușcărie. Din pușcărie l-au scos. În loc să-l trimită dracul în România. Și asta Dodon, care trebuia și care are alergii la tot ce-i românesc. Dodon, care are tot și românesc, îi provoacă ură și greață. L-au scos pe Rizia din pușcărie și l-au pus în campanie. Și uitați-vă ce face el. El lovește numai noi. Și data trecută, colegul meu la NTV, un nimerit Sergiu Ștefanco, un nimerit cu Rizia. La ProTV a nimerit cu Rizia. Vreți să-mi spuneți ProTV? Eu n-am tras la sorți la ProTV. Eu n-am tras la sorți la ProTV să nimeresc cu Rizia.
Eu n-am tras la sorți la NTV să nimeresc cu Rizia. Eu la Moldova 1 n-am tras la sorți să nimeresc cu Rizia. Deși pe mine mă pune să mă confrunt cu Rizia. Asta nu-i clar că e o strategie comună. Peste toți să nimeresc și lumea spune, doi ăsta sunt doi bandiți. Amândoi s-au luat Plahotniuc. Și el recunoaște că e prieten cu Plahotniuc și Plahotniuc trăje pe nas. El recunoaște. Și înseamnă că toți suntem narcomani și oamenii care se uită dintr-o parte și spun, păi dar toți sunt narcomani. Aici toți sunt narcomani în statul ăsta. Eu nu că am tras o rușine. După astfel de momente, ca am usara la ProTV și îmi pare rău că Lorena Boxa joacă murdar. Lorena Boxa și băieții de la Promoleți pe care i-am respectat, dar și-au făcut astăzi și cu întrebările lor stupide, tâmpite, ei pur și simplu șterg picioarele de partidele pro-europene. Ei nu se interesează, pe ei nu interesează că Dodon astăzi a apărut în presă în care scrie că Dodon a fost finanțat și asta scriu ziarele germane, că Dodon a fost finanțat din Federația Rusă cu 11 milioane jumătate de dolari. Pe ei nu interesează pe nimeni. Pe ei nu interesează dosarul Bahamas că ăsta face campanie cu sute de milioane de lei. Pe ei nu interesează presa asta aservită și experții ăștia de la Promolex care o fac pe nici nu știu cum să le spun, experți internaționali care lucrează pe sume impresionante de bani și ei acum iesă. Pe ei nu interesează soarta Republicii Moldova, pe ei interesează banii pe care îi dau europenii ca ei să monitorizeze. Și ei sacrifică și dau în capul celor de dreapta. De ce îi lovesc în dreapta? Ce nu întreba? Doamna să le dat, dumneavoastră cum credeți? Producția autohtonă trebuie să merească la raft sau nu? Puteau să întrebe. Nu, el trebuie să-ți dăi ței în cap ca tu să nu-ți mai scoli. Iată, în așa atmosferă, după de trezire de la 4:30, te duci prin sate să mobilizezi lumea, să vorbești cu oamenii chinuiți, de pe dealuri, prin râpi, scoți și le spui, trebuie să luptăm, să votăm pentru partidele de dreapta, nu vă place de democrația acasă, votați, iată, partidul X, partidul Y, sunt câteva formule pe care să le votez. După și tu intri prin sat, îmbli dintr-o măhală în alta, după și ești tot ars de soare și am o mutră, parcă-ți dat cu, numai că ăștia la ProTV m-au dat cu vardea lor ca să nu am o față arsă de soare. Și eu după și fac toată munca asta, vii într-o studio și te sacrifică, pur și simplu te împușcă, te împușcă public și iese un mizerabil de ăsta, spune că eu sunt criminal, după și un oarecare debil cu musteț, pe tot online-ul circulă un film făcut de o handicapată, că nu pot să-i spun un om normal, că ăștia toți lucrează la comandă și ei vin în studio și întreabă că eu sunt violator, că eu sunt criminal. După toate momentele astea, după tot ce se întâmplă, după presiunea asta psihică, psihologică, în care tu nu poți nici să mănânci, nu ai timp, și vii să lupți, să demonstrezi, să lupți, să ai o majoritate pro-europeană, vine un mizerabil de ăsta de Rizia, vine un mizerabil de ăsta și lovește în Partidul Unității Naționale și în Vasile Costiuc în Democrația Acasă. Dar el a venit aici numai pentru Democrația Acasă. Vă spun eu, noi suntem în sondajele de opinie pe care s-o scăpa cu vorba unul din directorii pe care îi are una din agențiile care fac sondaje. Noi ne ridicăm de poziția 4-a pe poziția 3-a. Noi avem un rating pe care i-o sperea pe toți, vă spun sincer. Eu data trecută, acum câteva zile, am stat cu directorul unei companii sociologii. Am stat până la ora 2, până el s-a îmbătat de tot și am vorbit cu el. Și el a spus, Vasile, ți-arăt statistica. Multă lume care plătesc bani înnebunesc. Eu nu-i pot trage măcar la 1%. Tu te-ai dus atât de mult că nu are nimeni nevoie de tine. Nici partidele de dreapta n-au nevoie de tine. Tu, ei, electoratul, lumea au văzut o speranță în tine. Și de asta au să dăi în tine. Și au să-ți cumpere oameni. Și au să-ți dăi în cap. Și au să te facă criminal. Și au să-ți facă ai oamenii ușor. Și oamenii nu știu cui. Eu vă spun sincer, dragi prieteni, rămân singur în lupta asta și Botnaru, un alt agent care iese și cu zâmbet și cu pălărie de Uzbekistan, împușcă în ochi. Domnule Costiuc, dar cât ați să mai luptați pentru 3%? Toată viața, mă, că lupta asta costă enorm. Tu, care toată viața ai trăit pe salarii, Vasile Botnaru, toată viața ai trăit pe salarii enormi care voi vă acoperiți că vin din Comitatul European, dar ele vin din Federația Rusă. Vă spun acum deschis. Vin din Federația Rusă, că nimeni nu sponsorizează decât Federația Rusă tot ce se întâmplă la Chișinău. Și Vasile Botnaru stă ca un, ca să nu-i spun acum, cu zâmbet până la urechi, cum îi spun ăștia, motani grași, și cu zâmbet la urechi și spune, dar numai n-o spus, băi, debilule, cât ai să mai lupți dacă tu iei numai 4.000 de voturi. Tu de-am o două ore ai participat în campanie. Dar câte ori la Europa Liberă eu am făcut interviuri? Câte ori? Numai dacă e campanie electorală și vă spun acum, intrați și verificați ce vă spun eu. Ei nici nu au de gând să ne cheme, pentru că interviul de la Europa Liberă, unicul interviu
a unui lider politic s-a dus în două zile peste 100.000 de vizualizări. Niciun lider politic care a fost până la mine n-a luat nici 10-15.000, 17.000 mă tin că are Igor Grosu. La Nord News la fel. Și ei când văd statistica asta cu filmele noastre, ca lider politic, eu acolo n-am vorbit ca ghiță aducător de ploaie. Eu am vorbit ca lider politic și am avut mesaj politic. Pe ei apucă drașii. Ia pucă drașii. Și aici de la Europa Liberă, mizerabilul ăsta de Botnaru, el îți dă în bătaie de joc. Dar cât ai să mai lupți? El care niciodată nu a luptat pentru politică, ca să schimbe, ca să vină, să aducă plus valoare, să schimbăm ceva, să luptăm cu bandiții, să dăm jos dracului, care a umblat cu culiocul din prinim bani de la toți care au fost politicieni, el vine și îți dă ți-i verdict. Băi, prostule, cât ai să lupți pentru asta? Dar cât îți mai ajungi? Am suficient curaj și caracter să lupt până vă ia toți drașii. Și ăștia alți care întreabă de la Newsmaker, sau cum îi mai cheamă, deși le-am numit pe șeia porși, eu vorbesc în limba rusă liber, я говорю на русском, у меня нет проблем с русскоговорящими, у меня много друзей русскоговорящих, но я не люблю, чтобы я не сказал, как другой персонаж, я не люблю мудаков, которые нас унижают, которые нас унижают и издеваются на нашей земле. Они за 30, за 40, за 50 лет не выучили даже одного слова. Здравствуйте, буна диминяца, мулцумим. Și porcul ăsta care vine și îmi pune în ei muzică obscenă și doamna asta, boxa, îmi spune, da, deși tu le-ai zis porci, că-s porci la mama dracului, că Vasile Bolea e porc. Și ce? Și-i rău în asta? Să și-i porc nu-i rău, nu. Numai nu să și-i porc în politică, să nu și-i porc în statul ăsta. Și-i porc în gojineață la dracu. Așa te scot din sărite, te duc la spitalul de psihiatrie, trebuie să înșechi abiele medicamente, să bei valeriancă, validol și să nu știu dracu să mai bei, ca să nu te scoate din sărite tâmpiții ăștia. Ăștia sunt niște ticăloși și presa asta ticăloasă. Ei 10 ani nu m-au chemat nici într-o emisiune, la Lorena Boxa n-am fost nici într-o emisiune. Când Lorena Boxa l-a chemat pe Andrina Stasă, pe Dodon și pe Usată și le punea la dispoziție ăștia grăiu cu pun chiloții pe țambal. Așa se poate. Dar pe Costiu care are 2 milioane de vizualizări sau 8 milioane impact pe lună, nu-l chemăm. Dar de ce nu-l chemăm? Dacă societatea îl urmărește. Odată măcar să mă cheme, în bătaie de joc. Deși Moldova 1 niciodată în 2 ani de zile când s-a schimbat guvernarea, nu ne-a invitat. Și post public. Post public, luavar dracuri, post public. Și îi mă întreabă, dar cât ai să lupți? Cât ați trebuia ca să lupt? Până să scăp și de Bolea, și de Botnaru și de alții care trăiesc. Lorena Boxa, ce n-a întrebat pe bărbatul? Câte cariere are? Câte cariere are asta? Că am să mă duc la Sângirei, am să mă duc la Nord și am să filmez carierele. Evident, așa jurnalism, poți să îți aduci bărbatul cu torba de bani, o fost la liberale, acum aduci bani din altă parte. Ăștia stau pe spatele oamenilor și mă întreabă, dar tu de unde ai? Dar tu unde lucrezi? Nu, bă, eu nu fur cariere, bă, o carieră n-am furat în viața mea, un lemn n-am furat, bă. Că eu sincer, bă, eu sunt corect. Eu până la urmă merg, eu mor de foame, dar nu pun mâna și nu ia meu. Și dacă ați trebuiască, după aceste alegeri, dacă moldovenii decidă altfel și noi nu trecem pragul electoral, și eu cred că noi am să fim o surpriză, dacă n-au să fraudeze, dacă n-au să fură voturile, eu am primit mesaje din diaspora că cei de dreapta să pregătesc fraudeze, nici nu de stânga măcar. Și Vasile pregătește-ți observatori pe toată diaspora că ăștia au să fraudeze alegerile, eu și trebuie să înțeleg. Dar vă spun, mă duc să lucrez încă 3 luni de zile, 4 luni de zile, pentru că încă de data trecută am luat 50.000 de lei de la trezorăria de stat pentru campania trecută. Pentru că n-am avut bani să facem pliante și am luat 50.000 și acum trezorăria nu i-am întors bani și trebuie să plătim 80.000. Eu de unde dau 80.000? Dar pe mine mă întreabă cineva că noi suntem cu datorii și noi supraviețuim pe linii, via că așa mergem. Și ăștia vin cu sacul cu bani, vine măgariu și mizerabilul de Rizia cu mașină de 3 milioane, trăiește în apartament de lux de 1 milion și el vine și spune că el ați facă, că ăsta e omul Plahotniuc și arată cu deștia. Ăsta care a băut și a tras pe nas împreună cu Plahotniuc, mă etichetează pe mine. Și ăștia, presa noastră, spune, da, domnul Costiu, el are dreptul să spună, dumneavoastră vreți să recunoașteți, nu vreți să recunoașteți, de-am problema dumneavoastră. Ce să facem, dragi prieteni? Ne mai ducem la televiziunile astea sau ne ducem prin satele noastre, vorbim cu oamenii și îi trimitem în mama măsei lor, cu tot cu televiziuni, cu cariere, cu banilor, cu mașinile lor de lux, cu oricum. Așa e mai mare mizerie în televiziunile astea decât te duci să vorbești cu niște oameni într-un sat. Să te duci să vorbești cu niște oameni simpli într-un sat, simpli de pozitiv, de energie. Oamenii și ieri la Căușeni sau când a fost, o femeie îi curgeau lăcrile, măi, îți vin ei, o-s bărbați, nici se oprește o nodă în gât, îi curgeau lăcrile, știi, uiți în ochii omului și ala și înțelegi că tu trebuie să lupți pentru dânsii. Și ăștia vin și se pișe pe tine pentru că nenoroșitul ăsta care a furat sute de milioane din statul român și acum a venit să fac politic pentru că Dodon l-a pus să fac politic acolo, stătea în pușcării. Și el vine și se pișe pe mine, se pișe pe toți și toți îi ridică cheloții și combatanții îmblă și îl păzesc.
Nu mai gine să mă duc să vorbesc cu oamenii pe dealuri, ca să-l bătășesc cu televiziunile lor, a să-i ieși de minți cu televiziunile lor. Bă, atâta chin avem, atâta sărășii în țara asta, atâția drași s-au cuibărit în statul ăsta. Că n-aveți idei. Și ăștia au găsit să dăi intra și care luptă. Nu mai vreau să vorbesc. Eu îmi cer scuze pentru emoțiile mele. Eu am familie care retrăiește. Eu am familie care din 2007 trăim în același loc, la gazdă. Și acum trăiesc acolo. Și soția mea care știe care e realitatea și care lucrează săraca și dimineața în seara la grădiniță. Și copilul meu care știe și spune tata, dar deși toți ăștia au mașini, casă, dar tu ești polițian. Și el polițian ești dacă tu n-ai bani. Și eu și să-i spun copilul meu. Crizi au zis că eu o-s... Avem o șansă. Pe 11, vă rog foarte mult, suntem 6600 de oameni. Rugămintea mea, să nu vă uitați la dragi ăștia. Votați. Avem șansă. Și veniți cu noi. Care vrea să vină, să adere cu noi, găsiți adeziunii PDA.MD. Găsiți adeziunea și veniți cu noi, să fim mulți. Să avem observatori pe toată Italia, pe toată Germania. Să avem cât de mulți observatori. Care vrea să doneze, care are posibilitatea să doneze 10 euro, 20 euro, acolo sunt conturile noastre. Ca să putem să facem upbuild-uri de astea de lichid pe mașină și drapele. Am primit azi în Germania drapele și tricouri, dar nu mai avem. Că nu mai avem deja. Avem foarte multe probleme de rezolvat. Dar câteodată nu mai vrei să faci nimic. Mă duc la baciuș ca să mă liniștesc. Să-mi treacă. Jos animalele astea care au pus stăpânire pe neamul ăsta.